În caz de război, românii din diaspora ar putea fi chemați înapoi în țară. Ministerul Apărării vrea ca rezerviștii, dar și toți bărbații între 20 și 35 de ani, să vină acasă în 2 săptămâni dacă situația o cere. Conform mesajul.ro, în plus, armata caută voluntari, iar pentru asta oferă și bani, aproximativ 12.000 de lei, după 4 luni de pregătire, informează observatornews.ro. Cel mult 15 zile ar avea la dispoziție să revină în țară românii încorporabili, adică bărbații cu vârste între 20 și 35 de ani și rezerviștii, în cazul în care în România este decretată stare de asediu sau mobilizare de război. Purtătorul de cuvânt al MAPN, Costi Spânu, afirmă faptul foarte mulți dintre cetățenii români cu obligații militare se află în afara țării, fie temporar, fie definitiv. În total, aproape 6 milioane de români sunt stabiliți în străinătate. Cei mai mulți dintre ei, peste 4 milioane, sunt plecați în Italia, Spania, Marea Britanie și Germania. Conform proiectului, cei care încă au domiciliul în România și sunt plecați temporar din țară vor primi notificarea acasă și vor putea fi informați de rude. Cei care s-au mutat de tot, în schimb, trebuie să contacteze din propria inițiativă armata tot în 15 zile. Aceștia au obligația de a contacta centrele militare pe raza cărora au locuit ultima oară înainte de mutarea din țară. În cazul decretării stărilor de mobilizare sau de război, refuzul încorporării se pedepsește cu până la 7 ani de închisoare. Rezerva de mobilizare a Armatei României are 2 componente, una operațională și una generală. Prima este formată din cei care au trecut prin stadiul militar și rezerviști, a doua din toți bărbații apți între 20 și 35 de ani. Chemarea la oaste însă nu înseamnă și că plecăm la lupta a doua zi. Pentru încorporabili, primul pas este selecția. Sunt evaluați fizic, medical și psihologic. Dacă se califică, urmează procesul de pregătire. Timp de 4 luni, bărbații și femeile cu vârste între 18 și 35 de ani vor putea deveni soldați. Pe timpul instrucției vor primi o soldă, iar la final se mai aleg cu o indemnizație considerabilă, aproximativ 12.000 de lei. Dar asta înseamnă că oricând vor putea fi chemați la arme în caz de război. Sigur că în propunerea mea PN sunt prevăzute și sancțiuni pentru neprezentarea la ordin sau pentru întârzieri, amenzile ajung până la 8.000 de lei.